Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Sfântului Slăvitului, întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, îți dea ție celui ce binevestești, cuvântul cele multă, spre plinirea Evangheliei, Sfântului Slăvitul, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie, după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Evanghelie cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Aceea s-a apropiat de Iisus un om îngenunchind înaintea lui și zicându-i: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi mai suferi? Aduceți-l aici la mine. Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, i-a zis deoparte: De ce noi n-am putut să-L scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puțina voastră credință, căci adevărat grăiesc vouă, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, și se va muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam de diavol nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Lesum gauste Mateus Evangelium, lasit uns abgeben, in jener Zeit trat ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er ist mundsüchtig und hat schwer zu leiden. Immer wieder fällt er ins Feuer und ins Wasser. Ich habe ihn schon zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da sagte Jesus: O du ungläubige und unbelehrbare Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Dann drohte Jesus dem Dämon. Der Dämon verließ den Jungen, und der Junge war von diesem Augenblick an geheilt. Als die Jünger mit Jesus allein waren, wandten sie sich an ihn und fragten: Warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete: Weil euer Glaube so klein ist. Amen, das sage ich euch, wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen: Rück von hier nach dort, und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Diese Art von Dämonen kann aber nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden.
Als sie in Galiläa zusammen waren, sagte Jesus zu ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten, aber am dritten Tag wird er auferstehen. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de Iisus un om, căzându-i în genunchi și zicând, Doamne, miluiește pe fiul meu, este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Iar Iisus răspunzând a zis, o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceți-l aici la mine. Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, i-au zis în deosebi, de ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns, pentru puțina voastră credință. Ca ce adevăr grăiesc vouă, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestea, mută-te de aici dincolo și se va muta și nimic nu va fi vouă cu neputință. Căci acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus, Fiul omului va să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorî și a treia zi va învia și ei s-au întristat foarte. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 17, de la versetul al 14-lea până la versetul 23. Preacurcenice, Părinte Diacon, iubiți credincioși, în această duminică a 10-a în rândul duminicilor de după Rusalii, întotdeauna se citește la Sfânta Liturghie acest text al Sfintei Evanghelii de la Matei, capitolul 17, începând cu versetul 14, în care mi se relatează despre felul în care Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat pe un copil lunatic pentru rugăciunile tatălui său, a tatălui copilului. După ce acest tată a încercat să obțină vindecarea copilului său de la apostolii Mântuitorului și n-au reușit să facă acest lucru. Spune cuvântul Evangheliei că Mântuitorul a reacționat puțin, cam tulburat în momentul acela când a venit tatăl la el cu copilul și i-a spus, miluiește-mă, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău, deci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Și Mântuitorul a reacționat destul de tulburat și a spus, o, neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi, aduceți-l aici la mine. Nouă poate că ne este greu să ne explicăm această reacție a Mântuitorului Iisus Hristos, dar dacă citim cu atenție în Cuvântul Sfintelor Scripturi, ne vom lămuri foarte ușor. Mai întâi vom găsi într-un loc în care se spune tot așa că a vindecat cu cuvântul, spunând iertate sunt păcatele tale unui om care era neputincios și acela s-a vindecat și spune acolo în capitolul 9 al Evangheliei după Matei, în versetul al 8-lea, că toți erau uimiți de această minune care s-a făcut și spune chiar, citez, capitolul 9, în versetul 8, unde zice chiar așa, iar mulțimile văzând acestea s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere. Despre ce putere este vorba? Despre puterea vindecătoare. Adică a vindecat cu cuvântul pe cel bolnav și
Toți s-au minunat cum Dumnezeu a putut să dea o asemenea putere oamenilor. Adică Mântuitorul în chip omenesc a făcut această minune. Iar chiar aici, în Evanghelia, tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 16, în versetul al 19-lea, ni se spune așa, zice, și îți voi da, spune Mântuitorul, spune Sfântul Apostol Petru, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Adică o putere supraomenească, pentru că cine poate să dezlege păcatele, cine poate să alunge demonii decât Dumnezeu. Pentru că toată suferința omului vine de la cel rău, de la diavol. Dumnezeu nu vrea ca omul să sufere. Suferința omului este o urmare a colaborării omului cu diavolul. Colaborare în sensul cel mai, să zic așa, autentic spus. Deci nu figurativ. Colaborare în sensul că acceptă omul această conlucrare cu diavolul și de acolo îi vine și suferința. Pentru că omul nu este făcut să trăiască în afară de Dumnezeu sau dezbinat de Dumnezeu. Iar diavolul face această lucrare de dezbinare a omului de la Dumnezeu. Ne dezbină pe noi de împreună lucrarea cu Dumnezeu. Și această dezbinare ne face să suferim. De aici avem toate suferințele noastre, și cele sufletești, și cele trupești în cele din urmă. De aceea Mântuitorul s-a revoltat de faptul că din nou vin la El și cer acest lucru, cu toate că El a dat această putere lucrătoare și ucenicilor Săi, apostolilor Săi. I-a învățat cum să facă acest lucru. Și totuși ei n-au putut să alunge demonul din acest copil lunatic. Și de aceea ei, după ce s-a întâmplat această minune, au venit la Mântuitorul în mod separat și, sigur, ca să nu-i audă nimeni, erau într-un fel foarte smeriți de întâmplarea aceasta și spuneau, dar noi pentru ce n-am putut să facem acest lucru? Și Mântuitorul le-a spus, pentru puțina voastră credință. Căci adevărat grăiesc vouă, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestea, mută-te de aici, dincolo și se va muta și nimic nu va fi vouă cu neputință. Adică, credința nu este o cantitate, ci este cu totul altceva, este o entitate. Cantitatea se măsoară cu unități de măsură, credința nu se măsoară cu unități de măsură. Nu poți să spui că ai mai multă sau mai puțină credință. Ori ai, ori nu ai credință. Deci Mântuitorul când spune pentru puțina voastră credință, vrea să spună nu că ei nu aveau credință, ci că alterna credința cu îndoiala. Atunci când îndoiala te stăpânește, credința ta este neutralizată, este pusă deoparte. Și atunci se poate spune că ai puțină credință, nu că ești necredincios. Dar credința ta nu este activată. Credința ta este adormită. Nu apelezi la ea. Este ca și cum ai înseta foarte mult, pe lângă tine curge un izvor și tu nu te ostenești ca să te apleci, să iei apă, ci doar să te ostenești să te plângi că ți-e sete. Și izvorul curge pe lângă tine. Și tu nu faci nimic ca să te hrănești în el și ca să-ți treacă setea. Mântuitorul Iisus Hristos, într-un fel, îi mustră pe ucenicii Săi, într-un mod indirect, când spune aceste cuvinte, o neam necredincios și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi. Iar le mai spune ceva, zice, pentru puțina voastră credință n-ați putut să faceți aceasta, căci acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. De fapt, Sfinții Părinți ne învață că postul este tratamentul, medicamentul pentru toate suferințele noastre. Postul nu semnează numai reținere de la mâncare. Reținerea de la mâncare se numește dietă. Postul însemnează altceva, postul integral. Adică postul însemnează abstinență. Abstinență din toate punctele de vedere. Tot ceea ce ție îți dăunează pe lungă durată, este nevoie să faci abstinență de la acele lucruri. Adică noi în post nu ne luptăm cu mâncarea, însemnează, ci ne luptăm cu poftele noastre, cu tendințele noastre
care ne duc spre o reducere a noastră la calitatea de om trupesc, de om pământesc. Trebuie să ieșim din această stare. Și ca să ieșim din această stare, începem cu postul de mâncare. Adică, reținându-le din anumite alimente, cum spune Sfântul Apostol Pavel, vom putea să ne abținem și de la anumite tendințe ale noastre care nu ne sunt folositoare. Și sigur că în momentul în care postești și mintea se limpezește, se ridică o ceață de pe mintea noastră și putem să vedem lucrurile mult mai clar. Putem să ne vedem pe noi înșine așa cum suntem. Putem să ne vedem imaginea noastră adevărată și în felul acesta putem să mai reparăm câte ceva la această imagine a noastră înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în rest, toată viața noastră ne străduim pentru o imagine exterioară a trupului și pentru impresia pe care o facem celor din jurul nostru, dar înaintea lui Dumnezeu nu ne străduim deloc să ne reparăm imaginea. Ne reparăm prin acest fel, prin abstinență, prin post, prin reținere de la tot lucrul cel rău și nefolositor și prin cultivarea lucrului celui bun. Părintele Rafael Noica a scris o carte care se numește Cultura Duhului. Cultura Duhului însemnează nu cultura pe care noi o facem în mod obișnuit, în care învățăm, să spun așa, neapărat să știm istoria lumii și anumite monumente vestite, dacă nu știi unde este turnul Eiffel, n-ai cultură, și așa mai departe, dacă nu știi unde este turnul din Pisa, iarăși n-ai cultură. În schimb, dacă nu știi crezul, nu-i important. Păi aici este cultura Duhului. Cultura Duhului este să știi ceea ce este necesar pentru sufletul tău. Deci cultura aceasta, să zic, lumească pe care noi o învățăm, este bună pentru comunicarea cu ceilalți. Și să nu fii, să zic așa, neinformat total și ignorant. Și să te simți complexat în fața lumii pentru că nu știi anumite lucruri. Dar cultura Duhului este vitală. Aceea este atât de necesară cum este aerul și cum este hrana pe care noi o consumăm în fiecare zi. Deci cultura Duhului începe de fapt cu postul. Pentru că, așa cum ne învață Sfinții Părinți, nici rugăciunea nu o poți face dacă nu o împreunesc cu postul. Nici o rugăciune nu este bine făcută cu burta plină. Hrănește-te și încearcă să te rogi. Mănâncă bine și pune-te la rugăciune să vezi ce se întâmplă. Nu o să poți să te rogi. Te rogi cu buzele, dar nu se roagă ființa ta. Pentru că nu se poate, este ocupată cu altceva. Dar ține postul și apleacă-te pe genunchi și încearcă să te rogi așa, după ce ai postit, și ai să vezi cum îți vine un dor nespus, nu numai de rugăciune, ci de tot ceea ce în rugăciune se spune și vei intra într-o căutare a Duhului lui Dumnezeu. Aceasta este cultura Duhului. Așa începe cultura Duhului. Iar noi, cultivându-ne în Duhul, ajungem să ne cunoaștem pe noi înșine, ajungem să-i cunoaștem pe ceilalți și ajungem să facem ceea ce Mântuitorul spunea prin puterea de care se minunau alții că o avea Mântuitorul Iisus Hristos. Putem să spunem muntelui să se mute în mare și se va muta, putem să spunem anumite lucruri să se împlinească, se vor împlini. Dar de bună seamă noi nu vom cere atunci lucruri absurde. Sfinții nu cer așa ceva. Ei când se roagă nu cer să se mute munții, ci cer ca oamenii să se mântuiască, ca lumea să se mântuiască. Cer alte lucruri care sunt pentru veșnicie, nu pentru lumea aceasta și pentru ochii omenești. Credința noastră, cum spuneam, poate să fie puțină din cauza neglijenței noastre. Adică a ignoranței. Noi avem la îndemână mijloace extraordinare de refacere, de reculegere. Și totuși intrăm, să zic așa, într-un ritual al lumii. Facem ceea ce face toată lumea. Dacă toată lumea merge vara la mare și eu trebuie să mă duc la mare. E un ritual. Vedeți că e un ritual. E foarte adevărat. Când se duc la schi, toată lumea, și eu trebuie să mă duc la schi neapărat. Și dacă n-am găsit loc la schi, e nenorocire mare. Așa mai departe. Deci, vedeți, lucrurile acestea, de fapt, ne arată că noi nu folosim mijloacele pe care le avem, ci folosim, să spun așa, niște lucruri rutinate. Ne facem un obicei.
și mergem pe urmele acestea la nesfârșit, până la sfârșitul vieții, dacă nu ne oprește Dumnezeu, dar ne oprește, că după aceea, la un moment dat, sigur, nu doresc nimănui să se întâmple aceasta, dar de foarte multe ori am făcut experiența aceasta. Am fost la schi, părinte, mi-am rupt piciorul. Mi-am rupt piciorul la schi. Sigur că era în postul Crăciunului, era perioada când trebuia să facă altceva omul. Acolo nu poți să ții postul, nu poți să ții rânduielile, nu te poți aduna, nu te mai potrivești cu ritmul cosmic. Păi cum să nu fii tu aiurit și să nu fii împrăștiat și mintea ta să nu se ducă, să zic, pe toate direcțiile, numai unde trebuie, nu. Și atunci, normal că ți se întâmplă toate nenorocirile lumii, ți se pot întâmpla în acele momente în care tu ai întrerupt legătura, să zic așa, cu energia cosmică, care este Dumnezeu. Și ai întrerupt-o pentru că adeseori aud asta, zice, păi în concediu nu mi-am prea făcut rugăciunile. Păi în concediu nu mi-am prea ținut postul. Păi atunci ce concediu ai avut? Că mă întreb și eu, cu ce te-ai reculesc? Pentru că vezi că ești tulburat și ești răvășit și nici măcar fizic nu ești odihnit după concediu. Ci ai cărat la geamantane, ai umblat mult, ai călătorit. Toate sunt frumoase, dar pot fi făcute și altfel. Pot fi făcute și altfel și pot fi făcute, să zic, cu rânduială în ele, adică nu fără rânduială. Dacă renunți la cele duhovnicești ca să te relaxezi trupește, nu o să ajungi la asta. Poți să faci ce vrei, că nu o să ajungi. Aș vrea să aud pe cineva că vine la mine și îmi spune, părinte, nu mi-am făcut rugăciune, nu mi-am făcut nicio rânduială în concediu și așa de relaxat sunt că acum n-am fost niciodată. Aș vrea să aud asta, dar n-am auzit de la nimeni încă. Și aud doar frământările cu care venim înapoi din drumurile noastre și din călătorile noastre. Sigur că după fiecare val, cum spunea un părinte duhovnicesc, poate fi folosit pentru înaintare. Dar trebuie să ai grijă să fii pe val, nu sub val. Și după vacanță să nu uităm, să ne reluăm rugăciunea și să ne întărim duhovnicește. Începând cu spovedania, să folosim perioada postului în care ne aflăm, postul Sfintei Marii, adormirii Maicii Domnului, care ține până în data de 15, până la sărbătoarea Maicii Domnului, să ținem acest post. E un post frumos de vară, un post pe care oricine poate să-l țină, chiar și copiii pot să țină acest post, și după care să ne putem împărtăși, să ne pregătim, după ce ne-am spovedit, să ne împărtășim, și să reintrăm într-un vid al reculegerii și al culturii Duhului în viața noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Binecuvântatul este Dumnezeu nostru.